Promoție pe loc, repaus. Stimați invitați, în această zi importantă pentru noi toți, avem deosebită onoare să o rugăm să ne adreseze câteva cuvinte pe doamna Raluca Alexandra Prună, Ministrul Justiției. Mulțumesc, domnule director general, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule subprefect și mai ales dragi absolvenți, dragă promoție, Carol I a Școlii Naționale pentru Pregătirea Agenților de Penitenciar. Nu sunteți singurii care sunteți emoționați astăzi, sunt emoționată la fel de tare, poate, ca și dumneavoastră, să mă aflu astăzi aici, să fi fost invitată la o oră festivă pe care școala și, în primul rând, dumneavoastră o trăiți. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați înaintat-o de a fi prezentă astăzi, într-o zi importantă din viața dumneavoastră și pentru oportunitatea de a vă adresa câteva cuvinte, puține, pentru că e foarte cald și... În primul rând, vă felicit. Vă felicit pentru reușita dumneavoastră, pentru rezultatele pregătirii temeinice și cu pasiune cu care ați început viața profesională. Ați făcut o alegere grea, vă îndreptați către o muncă în sistemul penitenciar, o muncă în slujba statului român, în slujba cetățeanului, în serviciul public, o muncă deloc ușoară și deloc lipsită de provocări. Mă uit la dumneavoastră, sunteți tineri, sunteți frumoși, sunteți foarte bine pregătiți. Am încrederea că veți rămâne modele pentru sistemul în care vă pregătiți să vă începeți viața profesională, pentru persoana aflată în detenție, în fața căreia sunteți primul reprezentant, ca să spun așa, al unui model în societate. Am încrederea de asemenea că cu multă credință, cu credință în drapel, cu credință în jurământul pe care l-ați depus, veți ști să rămâneți nu numai niște agenți de penitenciar absolvenții ai acestei școli, dar și agenți de schimbare. Pentru că trăim o oră în care sistemul penitenciar, dar nu numai, are nevoie de o reformare. Și reformarea, poate că știm când începe, cu siguranță nu se termină niciodată. Este un proces continuu și, fără îndoială, veți avea un rol mare de jucat în acest proces. Vreau așadar să vă felicit pentru toate activitățile pe care le-ați desfășurat de-a lungul acestui an de pregătire profesională, pentru implicarea în viața comunității. Cunosc faptul că în luna mai, în baza unui protocol încheiat între Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar și Asociația Sfântul Nicolae cel Milostiv din Iași, ați desfășurat un program educație pentru siguranța tinerilor, ocazie cu care ați susținut în prezența elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Târgu Ocna activități de educație și informare în scopul prevenirii sau limitării caracterului și efectelor negative care pun în pericol viața și sănătatea tinerilor. Mai cunosc că în aprilie 2016 ați fost implicați într-o amplă activitate de ecologizare organizată de școală, în colaborare cu Primăria Târgu Ocna și mă bucur să aud că an de an școala continuă tradiția ca fiecare promoție de elev să participe la astfel de activități extracurriculare, la activități care arată că făcând o alegere de a fi în slujba cetățeanului, în slujba comunității, înțelege să vă implicați și altfel decât prin prezența 8 ore la zi, la 8 ore pe zi la slujba pe care v-ați ales-o. Vă felicit pentru spiritul civic de care dați dovadă și sper că aceste activități să continue și cu promoțiile viitoare. Mă bucur de asemenea să văd că Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar are această tradiție de a reuni absolvenți din România cu absolvenți din Republica Moldova. Vinerea trecută am încheiat o vizită oficială la Chișinău, unde am semnat cu omologul meu, domnul ministru Vladimir Cebotari, un plan de acțiuni în domeniul justiției pentru următorii 2 ani și una dintre activitățile din acest plan prevede continuarea implementării protocolului de colaborare între Administrația Națională Penitenciară din cele două țări,
și pentru continuarea, printre altele, și activității de pregătire în cadrul Școlii Naționale de la Târgu Ocna. În încheiere, încă o dată vă felicit pentru acordarea gradului profesional de agent de penitenciare. Vă urez mult succes, multă încredere, mult curaj în viitoarea dumneavoastră carieră și, în primul rând, mult succes după masă la repartiție. O viață profesională și personală foarte bună. Mulțumesc! Promoție pe loc, repaus!